Fraților, a venit o comandă super babană. Ia uitați câte produse sunt aici. De la cine credeți? De la Andy Popescu. Și maica mea mi-a cumpărat banane. De asta așa de stricate, încât am întrebat-o dacă le-a luat gratis. Dacă le-a dat cineva gratis. Ia să vedem. Oh, leu ce ard. Ah, aoleu ce ard. Aproape m-am ars. Noroc că ne-am scos repede. Fraților, mai pus o greutate de 10 kg, încă un disc, pentru că nu mai erau discuri de 15 kg. Voi încerca să fac un record acum cu 70 de kg. Niciodată în viața mea n-am mai făcut așa multe kilograme. Avem mai albinuța aici, filmează-o. Să-mi poarte noroc, da? Să o pupăm. Să-mi poarte noroc. Buongiorno, începem săptămâna 6 de masă musculară cu produsele mele apicole, suplimentele apicole, avem aici vreo două lingurițe de păstură. Ia uitați, ăsta e al doilea borcan, pe primul l-am terminat și o să mai mănânc o linguriță de api complet, după care voi coborâ jos, pentru că aici nu mai am apă minerală și nici apă plată și voi face un sirop de pulpă de cătină din asta premium. O să vă arăt. Ok, nu mai am apă minerală, așa că mi-am făcut aici o cafea Jacobs și o voi îndulci cu două lingurițe de miere din asta de rapiță. Ia uitați cum e mierea asta. Este miere zaharisită, este cea mai bună pentru cafea, mierea de rapiță, pentru că nu schimbă gustul cafelei, are cel mai neutru gust din toate tipurile de miere, nu este la fel de parfumată ca celelalte tipuri și o recomand pentru cafea, pentru ceai, mă rog. Deși la ceai merge o miere aromată. Ia să vedem. Încă una. Și apoi o să mănânc ceva și trebuie să plec la sală. Avem nevoie de niște energizant înainte de sală, de o servire de proteină, o servire micuță. Ok, s-a făcut ora 3, hai să mâncăm repede ceva. Avem aici două feliuțe de pâine, două felii de salam din ăsta Victoria și îmi voi termina și cafeaua. Iar apoi trebuie să plec la sală, trebuie să fac și niște comenzi mai întâi, că am primit două comenzi babane din oraș. Apoi plecăm la sală, mergem să ducem și comenzile și să ne facem antrenamentul. Gata, fraților, trebuie să plec la Vâlcea și am aici o comandă de la un vecin de-al meu. Vrea o pulpă de cătină, din asta premium cu miere, și o miere de mană. Tot așa, premium, am câștigat o grămadă de premii cu ea, locul întâi a târgurilor la care am participat. Și mai am o persoană care mi-a comandat de la noi miere de mană și i-a plăcut foarte mult, iar acum a revenit cu o comandă de 10 borcane. Ia uitați, trebuie să ambaleze acum borcanele astea. Am aici 4 pungi, le bag 5 borcane în 2 pungi, 5 în 2 pungi să nu se rupă. Are cadou niște odorizante auto și un pix. Ce să zic, să o consumați cu plăcere. Ia uitați cât de groasă e mierea asta de mană. Este o miere premium, v-a zis, a câștigat o grămadă de premii și este o miere foarte, foarte bună.
S-a făcut ora 8, fraților, am ajuns acasă, ia să vedem aici. Mamă, ce mi-a pregătit maică mea. Ce ai făcut, bobiță, ce e aici? Și avem o salată de roșii lângă, niște brânză. De ce e brânza asta? De oaie, nu? De oaie, da. Și pâine de casă. Macaroane acolo. Avem și macaroane? Wow, ia să vedem. Hop. Da. Macaroane cu brânză sărată, nu? Dar dulci. Și cu zahăr. Da. Nu știu dacă ați mai mâncat așa ceva. Mie mai că mi-am face de când eram mic. Sunt foarte bune. Și aici avem pâine de casă. Hai să tai o felie și să mănânc. S-a făcut ora 12 noaptea, fraților. Mai am aici o porție de paste. Și am lucrat un clip motivațional. Sper să vă placă. O să-l fi văzut deja, bănuiesc, până când vedeți acest clip. În fine, am muncit destul de mult. Am muncit vreo 4 ore la el. Așa că nici n-am apucat să fac baie măcar. Mă duc acum, după ce mănânc asta, mă duc să fac baie și mă pun în pat. Fraților, acestea sunt coletele de ieri și vreau să vă mulțumesc pentru comenzile făcute pe site-ul nostru www.mieretv.ro și să vă urez multă sănătate și să le consumați cu plăcere. Știi ce sunt? Pe aici toți? Da. Wow, și așa mare groapa? Acum că anunț coletele, a venit băiatul de la fancurier. Primul lucru pe care o să-l mănânc când mă trezesc este păstură. O să iau o linguriță de păstură și o linguriță de api complet. Iar apoi o să-mi fac cafeaua, o să-mi dulcesc cu miere. Am venit de la sală, avem aici niște ceafă la cuptor, cu cartofi și salată sau murători. Hai, adunăm și ceva murători. Fraților, a venit o comandă super babană. Ia uitați câte produse sunt aici. De la cine credeți? De la Andy Popescu. Am pus numărul, am pus ăsta pixul să nu se vadă numărul de telefon. Haideți să vedem ce vrea Andy. Avem așa: migdale în miere de salcâm, avem nuci în miere de salcâm, avem trio mix în miere de salcâm, migdale, nuci și caju. Avem miere de salcâm din asta super super șmecheră, 100% naturală, din asta de-a noastră, care a câștigat locul întâi în țară, la multe târguri, foarte șmecheră. Avem o rețetă MT. Mai avem polen crud și uscat. Și visualtil, foarte. Miere de salcâm, polen, afine
și tinctură de propolis. Și pentru că Andy a comandat rețeta MT, i-am pus un produs mai bun, API complet, pe care o să-l dau gratis, bineînțeles, pentru că este singurul care m-a ajutat cu o promovare pe Insta Story, pe YouTube și așa mai departe. O să-i mai pun o păstură, poate nu știe despre păstură, dar pentru că a comandat polen, i-am pus o păstură gratis să o încerce, poate îi place, este mult mai bună decât polenul. Avem pulpă de afine, pentru că a comandat Visual Teal-ul, vreau să încerce și siropul nostru de afine cu miere. I-am mai pus o pulpă de merișor cu miere, pentru că asta mi se pare mie cel mai bună la gust, cel mai bun sirop la gust. Și bineînțeles, i-am mai pus două siropuri de cătină cu miere, premium, de astea de-a noastră, pentru că am văzut că îi place cătina, consumă mereu sucuri de cătină și am zis să îi trimiști de la mine, să vadă și produsele noastre. S-a făcut ora 11 seara și tocmai ce am mâncat un pachet din ăsta de biscuiți de la Lidl cu scorțișoară, foarte șmecher, foarte bun, dar are foarte multe calorii, are 480 de calorii pe 100 de grame. Așa că dacă vreți să slăbiți, sunteți la dietă, ăsta nu. S-a făcut ora 1:30 noaptea și mi s-a făcut foame. Mai am aici o porție de ceafă cu cartofi, dar nu mai am chef să mănânc, așa că o să-mi fac niște sandvișuri. Niște felii de pâine cu salam din ăsta Cracovia. Toate sunt de la Lidl luate. Vorbesc încet că ai mei dorm. Avem niște brânză topită. A fost săptămâna XXL. Iaurt din ăsta activ și brânză. Foarte bună brânza asta. Bună dimineața! Astăzi începem ziua cu o cafea Jacobs. O să îndulcim cu două lingurițe de miere de rapiță, pentru că am pus foarte multă cafea. Am pus vreo 4 lingurițe de cafea. Și aici avem api complet. O să iau o linguriță și păstură. La fel o să iau o linguriță. Poate o să-mi fac și un sirop de cătină cu apă minerală, pentru că mi-am cumpărat ieri apă minerală. Pentru prima masă a zilei avem aici două feluțe de pâine din aceea neagră de la Velpitar. Avem 4 feluțe de salam din ăsta Cracovia. Vedeți că nu are foarte multă grăsime, nu prea are nici apă. Este un salam tare, este așa numai mușchi. Și aici avem brânză tot din aia de la Lidl, la tub, foarte șmecheră, cremoasă și foarte bună. Și o să mănânc alături de un ceai de tei, iar apoi voi pleca la sală. Asta este prima masă a zilei și masa dinaintea antrenamentului, practic. De aceea nu o să fie o masă foarte mare, însă am aici o grămadă de proteină. Proteina mă interesează foarte mult pentru creșterea masei musculare. Vreau să facem mușchii cât mai mari. Ok, vreau să-mi fac un sirop de cătină din asta cu miere de la noi, premium. Ia uitați, mierea se lasă în jos, pulpa de cătină se ridică în sus. Astea sunt singurele lucruri care le conține această sticluță. Îl vom omogeniza așa și o să-mi fac un sirop strong, pentru că astăzi am zi de picioare și vreau să fac niște recorduri. Vreau să-mi bat recordurile, să vedem dacă putem să ridicăm 60 de kilograme, să facem genoflexiuni. Antrenamentul de picioare este unul foarte greu și am nevoie de foarte multă energie și de tot testosteronul din lume, fraților, așa că ia uitați ce pahar îmi fac aici, ce minunăție de vitamine. Cătina energizează foarte, foarte puternic și este ideal să consumăm un pahar de suc din ăsta împreună cu miere și cu apă minerală înaintea antrenamentelor. Ia, haideți să vedem cum e. Mamă, cât de bun e! O să rup azi. O să rup picioarele în două. O să am un antrenament super, super tare. Super. Nu uitați să consumați produse apicole. Dacă vreți să fiți ca niște urși, dacă vreți să fiți puternici ca mine, consumați produse apicole, pentru că sunt foarte, foarte bune pentru corpurile noastre. Fraților, avem aici 4 discuri cu 15 kg. Domn profesor, stați un pic! Fraților, avem aici 4 greutăți de 15 kg, 4 discuri. Am mai făcut cu 3 discuri, cu 45 de kg. Adică aproximativ cât am slăbit eu până acum și vă zic, e foarte, foarte greu. Și acum vom încerca record cu 4 discuri. Haideți să vedem! Să pupăm aici albinuța. Serie monstru. Să ne dea noroc albinuța. Să fim ca niște urși! Hai! Hai, du-te tare! Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, hai încă trei, opt, nouă, zece,
15, hai. 11, hai până la 15. 12. 13. 14. 15. Ia, hai să vedem. Stai să vedem picioarele. Ia să vedem picioarele. Mă, am făcut, mă, frate. Am crezut că reușim drept pe aici. Deci cheroni core, mă. Ce picioare. Ia uite-le cum sunt. Ia uite-le cum sunt. Fraților, mai pus o greutate de 10 kg încă un disc, pentru că nu mai erau discuri de 15 kg. Voi încerca să fac un record acum cu 70 de kg. Niciodată în viață n-am mai făcut așa multe kilograme. Avem mai ambulanța aici, filmează. Să-mi poarte noroc, da? Să o pupăm. Să-mi poarte noroc. Am consumat produse apicole, am consumat cătine, am consumat păstură, miere. Hai să vedem dacă urmă. Hai acum, mă, record. Oh. Opa! Oh. Nu știu cum o să le ridic pe astea, bro. Sunt prea multe. Lasă-mă pe ăla ca să-ți se pune Andrei căpățânare. Ima, Andrei. Lasă-mă că poate, ușor. Hai, mă, hai. N-am nici centură. Una, două, trei, patru, hai tare. Cinci, șase, șapte, opt, 9 10. Mă lasă mâinile, fraților! Mi-a alunecat ustea. Ia să vedem picioarele. Mamă! Mamă! Am ajuns sursul acasă, fraților, și maica mea mi-a făcut aici un sos. Ia uitați ce mișto arată. Hai că are și carne. Și m-a întrebat cu ce să-l mănânc. Voi ce spuneți? Cu ce merge sosul ăsta? Cu paste? Să-l facem cu paste sau cu pâine de casă? Votați! Am luat aici niște dulciuri de la Lidl, n-am mai mâncat niciodată. Bombonici din astea, cu ciocolată. Să vedem cum sunt. Am mai luat un pachetul ăsta mic de biscuiți, 52 de grame. Și maica mea mi-a cumpărat banane. De asta așa de stricate, încât am întrebat-o dacă le-a luat gratis. Dacă le-a dat cineva gratis. Și am zis că le-a prins la reducere. Doamne, doamne, o să cumpăr eu mâine banane mai bune. S-a votat pâinea pe Instagram, fraților, așa că voi mânca sosul cu pâine din asta de casă. Hai să punem aici sos. Trebuie să luăm și carne. Vreau câteva bucăți de carne. Ia să vedem câte am prins aici. Trei. Trei bucăți de carne. Vine mai că mi-a face gălăgie, exact când filmez. A început să dea drumul la apă să spele vasele fix aici lângă mine, la 20 de centimetri. E incredibilă. Ia să vedem. Una, două, trei, patru, cinci, șase bucățele de carne. Hai să vedem dacă mai luăm. Și încă trei. Am mai luat. 9. Deci 9-10 bucățele de carne avem aici. Hai să ne băgăm. Să ne băgăm la masă. Și le voi mânca cu murături din astea asortate. Ia uitați, avem varză, avem morcov și conopidă. Mamă, hai să mi le tai și mie. Poftă mare. S-a făcut ora 11 noaptea și am aici un croissant, un cornulesc cu lapte, o banană și o mână de fistic. S-a făcut ora 1 noaptea și am aici o felie de pâine de casă cu brânză topită. Avem și brânză telemea de vacă. Avem și salam din ăsta Cracovia, toate de la Lidl. Și lângă am pus un pumn de fistic. Și ăstea le voi mânca cu un iaurt din ăsta de la Pilos, activ. Iar după aia trebuie să mă bag în pat pentru că mâine trebuie să mă trezesc de dimineață, mă duc să montez navigația. Am programare la un băiat care e foarte bun pe electrice și mă duc să montez navigația. Așa că mâine este posibil să fiu destul de obosit, pentru că în ultimele zile m-am trezit numai pe la 1-2 după masa și mâine dacă mă trezesc la 9 am pus-o. Să vedem la cât reușesc să adorm seara asta. Abia aștept să terminăm aici să instalăm toate nebunile, inclusiv navigația asta șmecheră. Thank you.
restaurant de aici din Vâlcea și am comandat meniul zilei cu 20 de lei. Am luat ciorbă de afumătură, ia uitați aici. Mi-o foame de crăp, aștun și felul 2, pentru că m-am trezit dimineață și am fost amontat navigația, a ieșit super. Hai să avem poftă, mă bag în ea. A venit și felul 2, avem aici o ceafă de porc la grătar, cartofi prăjiți, salată de varză cu piper. Am gustat, ceafa e foarte bună, foarte fragedă, poftă bună. Hai să vedem, s-a făcut ora 6 și avem aici un croissant din ăsta de la Lidl și Ferrero Rocher. Astea sunt cele mai bune bomboane din lume. Ah, ce bine că te-ai gândit să faci paste cu sosul ăsta rămas. S-a votat de ieri până azi pe Instagram. Ia uitați, a făcut maica mea paste cu sosul a rămas și cu multe bucățele de carne, sper. Hai să ne băgăm la masă, că mi-e foame și sunt obosit, vreau să dorm de vreme în seara asta. Ia uitați, am găsit câteva bucățele de carne, dar mai puține decât ieri. Sunt vreo 5-6 de data asta. Ia, hai să vedem cum sunt. Că nu le-am gustat până acum. Ia să vedem. Aoleu, ce ard. Aoleu, ce ard. Aproape m-am ars. Noroc că ne-am scos repede. Mamă, ce ard. Sunt bune, dar ai fier prea mult. Ai fier mult prea mult. Mai piure, așa le-ai făcut. Trebuie să fie mai al dente. Ei, fuck ei, vorbesc ei, fuck ei, bă, pula mea. Știi de cine zic? Yeah, te torpilesc ca pe Bismarck. Bang, sunt primordial de la start. Labo versus Card, HDMI versus Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprește în chin. Ești mut ca un manechin. Fără chem, fără bani, de bilet, ce poez? Check in.